Cele mai frumoase momente din copilărie au fost petrecute în excursie, tată. Pentru că toți copiii... La șpriț? Toți copiii își doreau să ajungă în excursie. Profesor, aici asta măruță? Capac. Așa că astăzi eu cu muroiul meu gurită. Astăzi o să fii domn profesor de... Logică, pentru că sunt un om logic. Te bași tu. Iar eu o să fiu domn profesor, am călcat în gumă, băga mea. Oh, eu o să fiu domn profesor de sport. De sport. Avem nevoie de niște copii. Și până să vină copiii, trebuie să le pregătim pachetele, tată. Pune-i două, mă, că e. Da? La pachetele, pregătim pachetele. Hai la mașină. Hai la mașină. Și o să vină și ei. Haide. Dar bineînțeles că nu putem să-i lăsăm pe copilașii noștri așa, că da, e la o excursie. Avem așa. Ghiozdănele pentru fiecare în parte, da? Și bineînțeles că o să stăm toată ziua în soare, iar copiii sunt sensibili la soare. Și le-am luat câte o pălăriuță la fiecare. Asta o să fie pentru pain. Și le-am luat la băieții mai mari. Bineînțeles, ceva toată mai delicat, mai... Păi da? Le-am luat așa, să le facem sandvișuri. Avem o pâinică, frumos, toast. Câte o bănănuță la fiecare. Păi da, frumos. Le-am luat ceva să se hidrateze, dar fără alcool. Copiii nu beau alcool. Merge, Chițu, o berică. Foarte frumos. Colo, soare, că ne plimbăm. Băiatul mi-a luat un festi. Bag și un festi. Și pentru pain avem. Merg. Avem cât o șuncă și cât un cașcavaluț. Le-am luat mozzarella mai exact, să nu mănânce grăsim. Da, profesor. Dacă ți-ar scrieți în comentarii, dacă ți avea profesorul ăsta, ce-ați face? Ce mă ceresc tu, mă, pe copii? Ce mă ceresc tu, pe copii? Poate îți prezenți cu un pumic aici. Asta al cuie, să știu dacă îți dau scuip sau nu. Alu Pain, dă-i un flegmă în el. Ei, pun un alu Pain, dă-l în p***. Pune-i două, mă, că e... Pune-i două, mă, că e mic și trebuie să crească. Da, mă. Țac, vin cu celălalt cervețel acum. Doamne, ce o să râdem azi, e real. Avem aici o bănănuță. Îi punem o berică, fără alcool. Alu Pain i-a luat ceva special. Să sugă și așa. Cum stă? Bă, hai să facem repede sandwich, că vine copilul. Hai cu șervețelul. Domn profesor. Domn profesor. A venit zbârulet. Stai ăla din familia Zbârnoia. Bă, stai ăla cu tasul ăla. Cu tasul ăla? Sunt atenți la vlogurile care le... Ai grijă cum vorbești, ia uite ce mașină i-a luat, bă, băiat. Ho, a mai venit un copilaj. Mai venit cu... Spioanele. Ram tum tum du gut. Am mai venit un copilaj. Bă, ce mare au crescut. Ce-au crescut. Cu du gut ram taga ram tum tum du gut. Băi, ce-au crescut copilajii. Băi, nu-i, mă. Și uite cu ce-au venit profesorii. Tiguan. Mănânuță. Și pălărioarele. Da, pentru că îi bate soarele. A, adevărat, da. Uite că vin. Uite, aici ai pachetelul tău. Pun și înăuntru. Ai pachetel. O să-l lăsăm, nu? Nu acum, o să ne oprim ăsta. S-a spart, e ceva aici. S-a spart? Nu, ia nu. E ok. E ok. Nu s-a spart. Nu e vina mea, e vina... Uite! S-a spart laptele și cornul. Ție ți-am luat cu galben. Și tu? Da, pe tine cum te cheamă? Cireașe. A venit ghidul? Oh, bună ziua. Să-ți bag câte 100 pe zi pe Revolut. Bună ziua. Bună ziua, domnul ghid. Copii? Andrei, lasă telefonul. Okay. Pain întârzie. Uite la ăla cum îi curge pere. Ia. Oh, ce are, mă? The Bluetooth device? The Bluetooth device. It's connected. Dinioni! Chong! Dinioni! Dar cine a venit cu ideea să cumpărați asta? Știți seama că ne-am gândit mult și am luat decizia până la urmă. La șpriț! Bă, până și ăsta reușim în viață! Alex, cățcă! Ai pachetel! Du-te și parchează mașina! Nesim, du-te și parchează mașina! Curtoa, Victor, curtoa, prins! Ce-i facem ăstuia? E mai luat lumea un avans? Am târziat. Lasă-l, mă, și așa nu vezi care e. Starul ăla n-are nici piele în apă. Ăsta e de când s-a scris la școală, 2012. Stă tot autocarul după tine de 10 minute. Du-te și aruncă-le acolo, ce mănânci? Ai zis în față la birou. Birou de vânzări. Am crezut că te referi la Monica. Asta e cola? Da. Ba. Băi, nesimțitule, e pachetel. Vino încoace. Pachetel. Aruncă-l. Aruncă-l aici. Bagă-l aici, pungă. Bagă așa. Mm-hmm. Perfect. Și pe tine, părinții tăi, așa te-au trimis? Stai, văd ce soare e afară.
Am oprit puțin excursia asta ca să vă arăt husele astea cu țavăgul ăla de pe Mobile Fox, pe care puteți să luați doar cu codul BISOI. Deci dacă vreți orice altă husă, băgați codul BISOI și aveți cea mai mare reducere. Dacă luați cu alt cod, v-am zis, vin stricate, vin sparte, sunt fake, aveți toate șansele astea. Codul BISOI și nu mai stați, că începe excursia, tată. Hai înapoi în excursie. Toată lumea se ascultă de domn profesor, de ghidul nostru și de domnii doi profesori, da? Da. Astăzi mergem în Cosmopolis. Hop, da. Liniște în spate! Băi! Domnul, vă rog, opriți-vă puțin! Băi, nesimțitule! Băi, dar eu, pe tine, mama ta, treci înapoi! Băi, băi, tu treci aici, lângă domnul! Vino cu acea, aici, tu treci aici! Treci aici! Nu v-ar fi rușine! Bun. Uite, să parcăm aici pe parcare. Bă, dar vreau să mergem cu mașinuța. Bă, nu să mergem cu mașina până acolo. Să intrăm cu mașina? N-avem loc, verii mei. Dă-i mai așa, stai. Vedeți că am luat pilonul. Nu filma asta. Reparăm asta dacă e. Așteptați să vin să vă iau eu. Ia să vedem acum să punem frâna. Frâna de mână. Gata. Haide. Vă fac. Dați-mi apă! Dați-mi apă! Dați-mi apă! Dați-mi apă! Gamești. Vă fac reclamație. Cine? O să vedem dinozauri. Un elefant se legă în anul. Nu vreau pentru că mi se rupea. A mai venit un elefant. Hai copii. Copii, liniște. Bă, liniște. Copii. Apucă repede, apucă repede. Copii. Să nu facem greșeli. Liniște, domn profesor. Nu. De ce aveți pânării amuzante? Salut! Salut! De ce aveți pânării pe cap? Suntem în excursie, frate! Suntem în excursie, Robi! Dacă ăsta a fost gândit, din apă să-l iau! E criminal! Pe unde-i pin? Nu e! Băi, băi, băi! Te rog, filmează! Copile! Măi copile! Măi copile, o sunt pe măta! Domn profesor, conduceți dumneavoastră acum? Da, da, eu conduc. Deci hai. Aveți grijă. Andrei, tu stai aici. Haideți. Eu scoate și urcăm după aia. Copii, dragi copii, prima dată vom merge la un monument istoric. Vă voi duce astfel. Haide! Da. V-am adus la casa memorială al marelui interpret de videoclipuri. Cine este? Andrei Zbâr. Mamă, ce are. Wow! Camere. Dar ăsta n-avea mașini. Lui impresionantă de mașini aici. Deci, dar ăsta nu era milionar. Casa memorială a lui Andrei Zbirnoara. Putem să intrăm. Da, vedeți că avem securitate 24/7 în casă, vă gândeați să veniți aici, da? Știu că aveți un dulou foarte mare, Daniel. Uite. Să rămână. Zbâr. Zbâr, veniți în excursie? Eu? Da. Haide! Putem să-i facem țeavă goală. Îl punem lat. Îl punem lat aici. Oh! Pe două ori mai trecem și e gata. Suntem pe autostradă? Nu, nu chiar. Deci copii. Bă, uite o dubalu țancă. Facem masaje în loc de tablă. Nu pot să cred. Wow, copii! Dubalu țancă, copii. Deci prima dată ne-a stau aici. Putem să faceți TikTok-uri aici. Wow, haide, TikTok-uri. Domn profesor, ia urechează cu asta. Mă scuzați, domn profesor, nu pare rău. E un cadru didactic. Scoate telefonul și fă TikTok acum. Deci, dragi copii, aici se fac TikTok-urile alea cu mașini din Cosmopolis. Fă TikTok-uri, nu te mai uita la noi. TikTok, așa, da. Așa, tu ai făcut Andrei? Ai postat. Ce mă? Andrei, ce-a fost asta? Pe rând vă dați jos. Fotografii. Pe rând dăm jos. Nu mai dăm jos. Din autocar. Bă, fac ăștia în Oriel. Da. Wow! Lega Animaxi. Ne urcăm înapoi. Domn profesor, o punem latul ăsta două dracu de treabă. Acum lat. Lat. Cred că nu și e lat, cred că și e lumea pe stâng. Copii, țineți-vă dinții în gură. Da. Oh! Haideți să vă duc să vă luați o înghețată. Ești înghețată? Da! Excursia asta, înghețata nu e inclusă în excursie, copii. A zis înghețată, nu Corina But. Ați așa că am alt monument să vă arăt. Ia vedeți. Ia să vedeți. Mașină de
Wow! Selfie aici. Da, ia vedeți cum copii. Fără vreo poză, bă, fără. Pe rând, pe rând. Măi. Fără vreo poză. Gata. Haideți pe rând copii, pe rând. Toată lumea, haide, haide, haide. Hai domn profesor și dumneavoastră. Toată lumea poză. Treci la piscina în T, în formă de ciocan? Îți place ciocanul, copii? Ah, îți dau și eu ciocanul meu. Mamă, ăștia duc piscina aici. Mamă, ce bani au. Uitați, copii, v-am adus la piscina în formă de ciocan. Și piscina este pe două niveluri. Nivele. Una pentru perin și restul pentru noi. Este caldă temperatura din piscină. Copii, e caldă? Să băgați mâna în piscină. No. Haideți să vedeți cum e apa, copii. Dar spune-ne tu cum e apa. Cum este apa, domn profesor? Jos pălăria! Am scăpat părul! Deci, domn profesor, copiii ăștia, copiii sunt... Profesor! Vă ajută? Domn profesor, mă rog! Ce să înțeleagă copiii? Domn profesor! Copii, să nu luați în serios ce a făcut, da? Să faceți peștele! Bă, mai râde, m-am chiar drașoptar, tata! Chiar drașoptar, ai fost 15 pro! Copii, țineți-vă! Oglindă, știu că n-am mai condus de mult. Oglindă. Copii, țineți-vă! Ho, ho! Ho, na, prrrr! Lauși control! Vedeți că e pe sport, copii! Hai și suntem la rog. Prostul ăsta are voie să conducă mașinița asta. 3, 2, 1, și! Dacă, păi Bogdan i-a dat voie, ok? Bogdan intră la pușcă, e ok! Îți bag câte 100 pe zi pe Revolut? Aici avem parc. Rămân aici. Uite, aici nu prins să mâncăm. Haideți să facem pauză. Nu săriți din mașină. Prin poartă. Tu acum dai de volan? Să nu dai stâlpul ăsta. Nu mâncat nimic, e cea mai bună masă. Cine vrea ceva? Cine a făcut pastel? Nu prea vreți. Cum adică cine? Profesorii. Am înțeles că și peste lac sunt borticase? Da. Dar din... Băi, Andrei! Dau la păstrele! Băi, Andrei! Cum e? Noroc cu tău că ești milionar! Domn profesor! Primele case de peste lac trebuie să fac bunite de acum. O să oprim cele mai frumoase case de acolo pentru zbur, pentru domnul Gamin. Mulțumim, domnul Bogdan! Și pentru domnul Bișor. Mulțumim! Dar aici, domn profesor, ce înseamnă pop-up park? Domnul Bogdan, ne puteți ajuta? Pop-up park înseamnă că este temporar. E posibil să facem unul mai mare și mai frumos, dar cred că o să rămânem cu ăsta. Sau e posibil să cumpere cineva o casă aici. Sau să facem un pod peste lac, ca să ajungem în Cosmopolis 2. Wow. Bine, nu se numească Dr. Cosmopolis 2, dar ca să înțelegeți. Am înțeles. Ceea ce va urma să construim acolo. Dar mare face cartierul ăsta, frate. Cu ceva după posibilități aici. Asta cam când ați venit, domnul Bogdan? Cu un milion. Țineți-vă, copii. Cu un milion? Da, am un milion la mine. Am 1.200.000 în portofel, dacă vă ajută cu ceva domnul Bogdan. Vreți poze, copii? Cât are mur? Ia uite-te, Andrei, uite-te repede. Nu pot. Cât are mur? Dați-mi ochelari. Berea are doar de la de... Cât îi merge motorul, gen... RPM, da. Da, ia, e o pe. În șir indian. Uite ce casă mare asta e. Wow. Asta ce? Ușor în șir indian, vă rog. Profesor, aici asta măruță? Băi, Andrei. Dar tu de unde? Dar tu de unde ești, Andrei, de fel? Din Turnul Severin? Eu zic clasa 7-a pe frate. Wow. Să nu vă uitați. Voi vă dați seama ce minte avem. Mă rog, tu, că tu ai venit cu ideea. Eu nu mai înțeleg cu ăla. Ce-i facem? Cu cine? Cu Andrei, ăla cu Ferrari. Nu mai Ferrari, are arfe. Ce-i facem? Nu mai pot să mă înțeleg cu el. Capac! Nu pot să dau în el. Păi știi cine-i tasul? Copii! Uitați-vă în dreapta! Avem plajă! Beach Club! Mamă, ce frumos! Aici îți facem beach club! Hai să ne cerem 50 de lei să intrăm pe plajă, să mai facem un bani. Stați așa, stați. Da. Ca să intrăm pe plajă trebuie 50 de lei de fiecare. Hai de înapoi. Domnul, dar voiam să intru. Andrei, 50 de lei. Gata, domn profesor. Sunteți cu mie în picioare să moară familia mea, ai tras nisip. Și luați de la curățat. Aia zic. Ce să fac, pâine, a vorbit urât, am jurat. Pâine? Da. Ce-a pățit? A lovit la ginunchi, a lovit când m-am urcat în mașiniță. Mergem la terenul de tenis? Mamă, am terenul de tenis! Mergem în parc. Luca, vino. Vino coace. Luca, vino coace. O sunt pe maică ta. Uite-mi.
se pot face tracțiuni. Ia vezi, ia vezi. Haide. Opa! Haide, Luca. Opa! Bravo, Luca. Da. Ionut, Ionut, dă-te jos de aici. La o parte. Oh! Oh! Da, mă! Aici e bunker. Da. Cum ai zic? E pușcărie? Băi, 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 Andrei. E caminentată. Da. Aveți grijă. Da. Domnul, ia dând, domn. Nu se inunda nimic. Păi nu se inunda, am pus noi apă că... E reverba de... E cum ar veni aici și mai pune lumea, s-ar zavatul, e, și să se țină răcoare. Mamă. Haide, pe rând, toată lumea. Urcă-te, Luc. Mamă, Luc, ar te mai suport. Domnul, și de ce mi-am amintesc ăștia? De băscuțele pe care poți să le câștigi pe aplicația MobileFlows, domnul. Acum a început. O să câștigi? Mamă, uite cât a durat. Wow. Și ce mai poți să câștigi? Mamă, PS5, iPhone, de toate, trebuie să descarci aplicația. Ai pus link în descriere? Da. Mamă. Da, te faci cod? Da, dacă bagi codul în aplicație, rămâne 2 săptămâni. Wow. Aici pe stânga, copii. Oh, oh. Aici avem terenul, vor juca cu racheta, copii. Mamă! Bine, aveam apicat. Vrei să-mi țineți racheta în mână, copii? Racheta bombă. Vă rog frumos. Oh, oh. Oh, oh. Oh, că ne dăm peste cap sau... Uite, Ferrari roșu. Oh. Băi, Andrei, uite Ferrari-ul. Dacă tu ai, nu trebuie să faci mișto de alții. Domn, am vrut și eu să iau cu 2 ani, dar n-am vândut. Are 2, 1. Oh, oh. Eu. Copiii am ajuns. Cum a fost în excursie? Foarte tare! Hai, fă o dată outro, să plecăm acasă. Cred că am văzut isolație. Outro, outro. Ce era outro? Deci eu o să vorbesc cu... V-a sunat părinții? Da. Când vin? Nu vin, eu n-am părinți. Domn profesor, eu am făcut insolație. Domn profesor, noi mergem să bem o bere? Merge. Mulțumiți lui Bogdan! Mulțumim, Bogdan! Să-ți bag câte 100 pe zi pe Revolut. Bravo, copii! A fost o onoare să v-am... Unde lucrează Bogdan? La am buscat! Bogdan? Asta este care era numărul lui Bogdan, dacă vreau să cumpăr un apartament. Nu cred că e ok. Da. Copii, dacă intrăm pe MobileFlows, ce cod băgăm? Gamin! Luca Bisoi! Bravo, copii! Toată lumea să dea like! Let's go! Pa, copii! Să-ți